wieder nach der Tatbiskade. Glaubst du, was Punkt hat, du bist ja wenig kaum zu tun. Halleluja. Und du bist ja da wenig kaum zu tun. Și clădirea aceasta s-a umplut de prezență lui Dumnezeu, deci dar acum Duhul Domnului este aici ca un susur blând și vrea ca tu să-ți deschizi urechea inimii pentru să asculți pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în această seară Dumnezeu vrea să zic așa: copilul meu, te iubesc. Asta vrea Domnul să zică în această seară. Te iubesc, așa ești. Deci ești trist sau tristă, vrea să zică Dumnezeu. Când cuvântul meu spune că trebuie să ai o inimă plină de bucurie, slăvit să fie Dumnezeu. Încrede-te în Domn și oricând ce-i trece în viața aceasta. Dumnezeu, și ce a făcut? A dat pe singurul său fiu să vină în lumea aceasta, ca să moară, ca tu să nu simți greu din plin. Pentru că Domnul Iisus Hristos în această seară te îndeamnă să iei jugul lui. Vrea să facă cu tine în această seară un legământ sau să renoiască legământul cu tine, că poate ai uitat. Și vrea să spună Domnul așa: Marius, ai uitat că eu am murit pe cruce? Ai uitat că eu acolo pe cruce, cât am stat țituit, am luat povara și necazul tău? În această seară, Domnul Iisus Hristos vrea să spună: nu te teme, aleluia. Eu sunt cu tine, aleluia. În orice vreme. Slăviți să fie Domnul. Aleluia. Păi dacă e Domnul de partea noastră, cuvântul lui Dumnezeu spune, de cine să ne temem? Adevărat, adevărat că este greu. Este greu pentru că mergi în lumea aceasta și cuvântul lui Dumnezeu spune că în împărăție nu putem să ajungem oricum. Și calea fiecăruia nu este presărată numai cu trandafiri, ci este cu spin și mărășin, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea poate că de multe ori este greu, este anevoiasă calea și spui: Doamne, nu mai vreau să mai mă ridic. Dar Domnul această seară vine și îți tinde o mână. Pucă mâna Domnului Iisus Hristos în această seară. Și ridică-te și să mă ridic în capul oaselor, să strig la Dumnezeu, să-mi spun: Doamne, ai milă de mine! Ai milă, Doamne, de sufletul meu, că e trist și împovărat. S-a citit un salm atât de minunat, că inima trebuie să fie plină de bucurie. Doamne, dar știi, mă bucur, aș vrea să mă bucur și eu, dar am pâine, am tot ce-mi trebuie acasă, dar nu știu de ce mi-e bucurie. Și versul unui cântăr spune că atunci când suntem cu lumea, ne îndepărtăm de casă. De casa aceea care este Iisus, care se pregătește Dumnezeu. De aceea, în această seară, vreau să vă rog pe Dumnezeu ca El să ne elibereze sufletele noastre, să ne elibereze inimile, mintea noastră, gândurile noastre să le facă rob ascultării de El. Și vrem ca în această seară să primim iertarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este gata să dea iertare. Tu ești pregătit să primești noi am. Tu ești pregătit să primești în această seară iertarea lui Dumnezeu. Vrei în această seară să-i spui: Doamne, te rog frumos, vin cu toate lucrurile și cu toate bagajele înaintea Ta, la poala crucii Tale, Doamne. Mă proștern în această seară și spun: iartă-mă și eliberează-mă cugetul și sufletul, pentru că cugetul meu de multe ori este închinat. Ai nevoie de eliberare, ai nevoie de iertare, ai nevoie ca Domnul Iisus Hristos să mai lase o picătură din sângele Domnului Iisus Hristos să curgă în această seară peste liniște, peste mine, să ne facă curați. De multe ori Domnul Iisus Hristos spune să stăm în veghere,
de multe ori asistim total. Și în această seară, să rugăm pe Dumnezeu să-i spunem, Doamne, ține-ne tu trăiești pe calea ta, Doamne. Vrem să stăm trăiești, Doamne, pentru că este vremea aproape. Și vrem ca noi, Dumnezeul meu, Doamne, să auzim trâmbița atunci când tu vei veni. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare!